Da, Cris. Cris, iubitule. Așa. Cris, iubitul meu, așa. Așa, așa. Cine sapă adulterul altuia, cade el. De prost! M-am gândit foarte serios la o metodă de promovare a emisiunii și bineînțeles că am și găsit una, băi, eu când gândesc, găsesc, tată. Deci, spre deosebire de voi, care stați așa sub pom să vă pice paramalăiață, vă e greu să deschideți și gura, băi, eu am idei geniale, așa cum sunt și eu. Deci, vom organiza un bal mascat și îl vom transmite în direct. Wow, Ursache, chiar ești genial! Mm-hmm. Nu-i așa că eu te-am inspirat? Ei. Ți-ai fi dorit să mă fi cunoscut așa la un carnaval în Veneția pe supot? Ce romantic avea aștept! Băi, tu ești dita mai nevasta de patron. Ce să cauți tu printre oile astea? Nu, gata! Șeful, tata socru, să știți că exact de un refresh din ăsta avea nevoie emisiunea. Sunteți genial, bineînțeles. Aoleu, eu mă înjur cu zahărelul, aoleu, îmi crește colesterolul, se lasă la lingurică, ginerică, lingerică, fără frică de nimic. Atenție, nu vreau scandal, crize și alte drabaje, dar, Aloca, da, Cris, bun. Acum, lăsăm vrăjeala. Îmi trebuie un invitat. Bă, dar invitat serios, bă, să-l știe lumea, bă. Bă, mare, bă, impozant, bă. Să umple ecranul, bă. Bă, un macho man, înțelegi? Gândiți, bă, ca mine, dacă puteți. Adică, ați înțeles, da? Iar tu? Eliza, bobocelul meu. Uite cât sunt de frumoase, dar tu ești și mai frumoasă. Stai, mai cu curata pe mine, că mă umpli de polen. Da? Dar chiar tu nu ești alergic? Ba, da, tocmai că sunt. Dar ce nu fac eu pentru tine? Mă expun la polen, la orice vrei tu. Băi, eu chiar mă expun, serios. Nici o femeie nu m-a ținut la distanță atât. Lasă și tu garda mai jos, că chiar mă îmbolnăvesc, serios. Băi, nu o las eu. O lași? Voi nici nu știi cât înseamnă asta pentru mine. Dai, măi, băi, de ce dai, măi, băi? Pentru că nu mai vrei să-ți legi odată. Să mă lași în pace. Uite că vine. Ridică-te, că vreau să-ți fac cunoștință cu cineva. Îl vezi? El este managerul și este și bodyguardul meu, omul care mă va apăra de acum încolo de tine. Doberman. Poate Doberman ca câinele. Nu. Doberman. Că eu sunt bărbat. Adică men. Macho man. Macho. Măi, dobre mamen. Uite cum stă treaba. Deci, Eliza cam exagerează. Chiar n-are nevoie de protecție împotriva mea. Adică, cum să spun eu ție, eu am venit cu sufletelul curat, cu floricele, apropo, ia le duc, a început să mă mănânce pielea. Deci chiar n-are nevoie Eliza de protecție. Becky, îți dai seama că ăsta e cel mai bun moment să-l prind. Văd ce costum își pune Livia și mi-au unul identic. Și după aia fac eu cumva să o expediez pe Panaretă și să rămân în locul ei. Și dacă îl fac pe Gelu să ne confunde și îl înregistrez în timp ce face declarații, pac, proba de divorț, îți dai seama! Pac, îmi dau seama numai că asta implică următoarele. 1. Să purtați măști cu acoperire mare. E ca la mobil. Eu nu glumesc, pentru că dacă ți se vede oricât de puțin din față, s-a terminat. Da, sunt conștientă, asta se întâmplă zilnic în dormitor. Și 2. Trebuie să știi din timp cu ce se îmbracă Livia, ca să-ți poți pregăti o deghizare identică. Știu, fii atentă. Ne alegem deghizările prin extragere secretă. Punem într-un bol bilețele cu nume de personaje și fiecare își alege bilețelul și nu spune nimănui ce a picat. O să fie și mai funny. Și după aia o să fac eu cumva să aflu ce a tras aia. Ai mai ajuns să fac bilețelele? Da! Dacă le spui bilete! Că bilețele mă scrie pe creier. Bilețele. Este bai mama noastră cu audientele, cu banii obosiți, rupți. Ne trebuie bal!
Care e, domn șef? Chef de zbânțuială filmată. Ah, ce mă doare capul. O prostie fără sens asta. Sensul ar fi că ne mai distrăm și noi după atâta muncă. Mă rog, în cazul meu, după atâta muncă, în cazul tău. Adică? Adică nu fac eu probleme care trebuie să fac rost de costume, să le închiez pe 2 lei, să fie și curate și mișto și te crizezi tu. Atenție, a zis șeful, fără scandal și fără crize, da? Fac eu scandal sau crize? Am mai făcut eu în ultimul timp așa ceva? Nu! Chiar nu! N-are chef de scandal sau citez derapaje? Păi să-ți țină naibii fufa aia în frâu! Poftim, băi, de Raluca! De ce îți vorbesc? Femeia este veșnic în călduri. Când auzi de distracție, pac, ea a fost prima care a sărit în sos. Așa e, când n-ai nicio grijă, n-ai nicio activitate. E, că tu ai. De fapt ai, da, să mă proiesc pe mine. Eu te proiesc pe tine? Ai, Raluca, termină de plâns, toată ziua și nu faci nimic, am lupte bune! Fetelor, sunteți niște doamne, ce... Aveți, dragă! Vezi că ai dus-o. O să facem o extragere. Tu trebuie să-mi zici mie ce scrie pe biletul pe care îl va trage Livia. Ai înțeles? Bravo! Fumata! Ești bine? Ți-a venit comandă. A, mersi. Că tău mă gândeam la o chestie. Dacă tot ne costumăm, hai mă să facem niște poze profi, să promovăm valul și online, după direct. Și mă gândeam să faci tu pozele, să nu mai dăm banii pe fotograf. Și oricum în altcineva n-am încredere. Vrei? Ok. Oricum nu vreau să mă costumez în print sau în alt personaj de desen animat. Să mă, că n-am zis să nu particip. Am zis doar să faci și poze. Lasă că e bine așa, prefer să stau pe margine. Cătă, stai! Sper că nu s-a supărat. Zici că aveți doar două viteze de mers. Foarte încet și stau să pic. Haideți că n-avem toată ziua la dispoziție. V-am chemat să vă comunic că mi-a venit o idee genială. Genială ca și tine, evident, doar ești fata lui Tactu, nu? Vă propun ca alegerea costumelor să se facă printr-o extragere secretă. În felul ăsta, nimeni nu va ști în ce se deghizează ceilalți și totul se va transforma într-o petrecere surpriză! Păi, prin definiție, un bal mascat se referă la deghizări sub care nu știm cine e. Deci, care e ideea genială? Bla, 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 bla. Extragerea e ideea genială. Iată bilețelele. Pe bilețel e un personaj. Iată biletele. Pe biletă e un personaj, da? Da, mă rog. Cele roz sunt pentru fete și cele albastre pentru băieți. Oh, genial. Nu e nimic genial, e discriminare. Și eu, mă rog, ce culoare trag? Vuvuzel, stai liniștit, că pentru tine am pregătit un lila. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc. Mă duc să mă pregătesc. Vă rog. Madame de Pompadour. Ce faci, mă, de ce te uiți? Și te rângești așa? Era o metresă celebră de pe vremea când a fi metresa regelui era o mândrie. Hai, tirdă-te de mic. Odil? Odil? Cine dracu e aia? A, lebăda neagră! Ioan, am mare nevoie de tine. Oh, sar peste preludiu. Am tras cotoiul. Pe nas? Așa hămesit ai fost? Nu, mă, nu. Am tras biletul cu pisica aia jenantă, Garfield, sau cum naiba-l mai cheamă. Te implor eu. Convinge-o pe Eliza să vină și ea deghizată în pisica. Asta e singura șansă să mă apropie de ea, că nu o să știe că sunt eu. Știi, mă, că Eliza nu face parte din echipa noastră și nu știu dacă vrea să vină. Măi, sora mea, măi, Livie Ware, măi, fetița mea scumpă, trebuie să o convinc să se combine cu mine, că altfel mă dă în timp afară, înțelegi? Mă dă în...
M-a dat Antima afară. N-am ce să fac. E nebună. Mi-a turnat parfum în cap. M-a bătut azi dimineață cu buchetul de flori. E nebună și a angajat un bodyguard chelios sau ce naiba, eu fi impresar, nu știu ce, și vrea să obțină și o ordin de restricție. Dar chiar ai șanse să te convin cu ea? Păi și cum vrei, mă, să o conving eu? Păi, nu știu, inventează și tu un pretext mediatic. Uite, zic că vrei să organizezi o ședință foto cu ea. Că o să apară în presă, că dacă participă își face imagine, să profite oricum că Edita mai balu și să dă în direct și, mă rog, găsești tu ceva, că oricum ești mai deșteaptă ca mine. Te rog. Cum știi de să mă lingușești? Bine, mă, o să încerc. Sărna. Cassie, ce are pe bilet? O ce? Olive? Alo, papa? Da, papa. Mă, tu ești sigur? Foarte sigur. Tu nu ai scris așa ceva pe bilete? Să fi scris Becky? Livia, 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 spune ce personaj ai. De ce? De ce, dragă? Ca să pot să fiu numai cu tine. Vreau să stau lipit de tine, viața mea. Oh, aleu, genule, ce texte de manelară ai în ultima vreme. Și mie nu-mi plac manelele. Hai, dragă, că o maneală a vremea ei... Auzi, eu nici nu cred că există vreun om care să nu se fi frânt vreodată pe manele. Există. Eu. Auzi, în afară de cultura muzicală proastă, se pare, mai e și alt subiect că mă cam ții din treabă. Da, am. Ăsta. Ce? Da. Te împărți ca un baboi în încălzit. Ce să fac? Ce să fac dacă trezești animalul din mine? Da! Te limita! Gerulele? Da! Ce cauți acolo? Aici? Bă, ce cauți acolo? Ia ieși-o de acolo, hai ieși, că dai păi, de drag. Aici? Hai. Căutam... Că... Nu, și cu... Acum văd eu ce cauți. O cauți cu lumânarea, bă. Da, socru, să știți că nu e ceea ce pare. Ei, na, păi aici apare... Așa, bă, mozol, pare bulăneală. Ce e? Altceva? Altceva mult mai grav? Uite, colea, cum e. Până aici că nu e nimic altceva. Adică, să vedeți, noi eram, adică eu eram în trecere. Eram în trecere și când deodată am văzut că stă să cadă, că stă să cadă, o... Adică, eu când eram aici... Bă, Gerule, tu ești mai cretin ca ăla cu extorsiunea. Eu sunt de vină, șeful. Opa, ia uite, Julieta, ia zi toată, că te ascult, uite. Șeful, sunt deprimată, că sunt și eu singură. Și într-un moment de pierderea rațiunii, l-am atras pe Gelu aici, sub pretextul că stă să cadă ciclorama și l-am rugat să mă ajute. Și când țineam de ea... Dacă țineam de ea... De ciclorama. De ciclorama, da. De ciclorama, sigur. Da. M-am repezit și l-am sărutat. Scuză-mă, Gelule, n-am vrut. Scuzați-mă, șeful, adică am vrut. Am vrut și eu să văd cum e. Te spun eu cum e, dobitoc. Stați toți. Dar nu sunt deloc dobitoc. Tata, șeful, să știți că eu o iubesc pe Livia și vreau să divorțez ca să mă însor cu ea. Și îmi cereți mie binecuvântarea, nu? Bă, voi să știți un lucru, că asta nu se termină așa ușor, înțelegi? Bă, băiatule, cu tine vorbe, Gelule. Bă, dacă te mai văd o singură dată că te uiți după altă femeie și nu după fimea, te dau afară. Și pe tine te dau afară, chiar dacă se uită după alta, nu după tine. La alta nu mă uit. Că n-am chef de circuiza pe aici, s-a înțeles? Bă, și numai că vă dau afară, dar am eu grijă să nu vă găsiți așa ușor de muncă în altă parte. Și dacă te mai aud, bă, cu chestia asta, cu divorțul, te las pe duche, te alege praful de tine, bă, băiatule, bă. Ia uite, bă, frate, bă, bă, țara arde și pe ei freacă mor. O, nu, ce mă vede rău. Băi, căta, bă, nu știu cum să spun, vreau să mă ajuți. Păi zi normal,
Vreau să mă ajuți. Bă-ți vine să crezi, mă, l-am tras de rahatul ăla de bol? Rahatul ăsta de bilet, știi ce mi-a picat? Cei trei purceluși. Cei trei purceluși ești tu cu măta, cu tactul, cu sortaș, cu tot nemul tău de la maimuță în coațe. Sunteți toți o haide de porci. În arhie, parcă vrei să te ajut. Așa știi tu, mă, să mă arăși frumos? Lasă-mă, bă, că sunt opărit. Măi, spală-te. Știi ce mi-a picat? Prinț, prietene. Prinț? Cum să fiu un prinț? Cu stil și valoare. Nu mai râde, nu mai râde că mă enervezi. Nu o să fiu niciun rahat de prinț. Să fie clar, tu o să fii. Ce să fiu eu? Prinț? De? Eu trebuie să fac poze pentru site. Mai mă, te rog frumos, te implor. Uite-te și tu la tine, mă, ce corp ai, mă. Tu ești născut să fii prinț, mă. Uite-te la mine, eu pot să fiu pirat? Sunt maxim cavaler teuton. Cu tot, cu cal. Cu ce vrei tu? Hai, te rog eu frumos, fă chestia asta pentru mine. Scapă-mă de porcăria asta și-ți rămân tator. Ia tu, prințul, dă foto. Fac eu pozele. Hai pe bune, nu e păcat să nu profităm? Adică dacă tot avem presă, vin și ăștia de la Glossy care o să ia interviuri. Îți aranjez să faci un pictorial la ei? Dar de unde e interesul ăsta așa brusc, că nu înțeleg? Și de ce trebuie neapărat să mă costumez în pisică? Pentru că am cel mai tare costum de pisică și Becky nu vrea să-l îmbrace și pe altcineva nu-mi cape. Și e păcat de el, hai măi, fată, că o să-ți faci super imagine. Mă, dar sigur nu e nicio farsă de-a voastră sau vreo tâmpenie. Promit că nu e, vreau doar să iasă bine balul ăsta și să fim și noi mai mulți invitați, că așa doar cu noi o să pară modest, ca să nu zic sărac. Bine, dar le-au și pe Doberman. Și eu mă costumez în pitbull, că sunt fan. I know you want me. You know I want ya. Bun asta, dar poți să stai tu cu gura aia strâmbă două ore ca el? A, lasă că-ți găsim altceva. Care erau șansele să trage Amy Winehouse? Universul are umor pe bune. Băi, lasă-mă că și așa m-a oftit de mor. Vreau și eu ceva mai vesel. Special pusesem bilet cu Mortișe. Eram sigură că-l nimeresc. Mortișe? Mortișe era ceva mai vesel. Bineînțeles, familia Adams era comedie, nu? Oh, bye-bye! You look so international tonight! Livia? Livia, tu ești? Nu zic! Stai așa! Costum. Guriță, frățioare, ajută-mă să mă deghizez. Am luat costumul ăsta de închiriaș și nu-mi vine și sunt în pom. Dacă asta implică să te văd gol? Da, în boxeri. Merge și așa. Dar ia stai puțin. Parcă trebuia să păstrăm deghizarea asta secretă. Da, da, am încredere în tine. Bro, te rog să-mi promiți că nu spui nimănui cum sunt costumat. Deci, ai ceva cu mine? Vrei să mă torturezi? Știi că nu pot să țin un secret like ever? Fă și tu un sacrificiu, da? Și eu fac în fiecare zi o grămadă de sacrificii. Dacă pot eu, poți și tu. Zic, cum naiba să fac? Ai vreo idee cum mă fac motan? Motanul încălțat? Păi știi că merge? Chiar, merge foarte bine. Costum de mușchetar, cap de umță și corp de taur. Hai, hai că poți. Mota de lepădă neagră, grasă ce sunt! Bună de pus pe varză! Guriță! După ce m-ai recunoscut? După alegerea personajului, ești superbă! Mulțu! Auzi, Chris, în ce s-a costumat? N-am voie să spun. Și poți să ții tu secretul ăsta ascuns adânc în tine? Ascuns de mine, prietena ta? Poți tu să-ți umpli inimioara cu secretele altora? Și pentru ce? Ce interes ai? Nu insista că nu spun. Treaba ta. Aveam ceva cu Chris și Iza. Chiar și o filmare. Băi, nu mai rezist. Chris e motanul încălțat. Și bonus pentru tine, au convins-o pe Eliza să se îmbrace în pisică ca să se poată da Chris la ea. Dă să vă filmare. Promis să nu spui, da? Băi, ai promis? Hai, fată! Hai! Chris, iubitule, așa, iubitule, da,
dance with me. Hello, Kitty. Miau. Ce pisică? Habar n-am. Auzi, tu ai pus-o pe Olive în bol, nu? Îți bați joc de mine? Am eu față de om care să pună personaje de desene animate în bol? Eu am pus-o pe Odil, lebăda neagră. Aolea, am o presimțire mai neagră decât lebăda. Păi, scuze-mi, mă puteam. Vrei ceva de băut? Gingaș, Olive. Da, să zicem, dar tu cine ești? Am papa de Sailor Man. Ajută, marinarul! Papai! Stai! Unde pleci? Olivia, stai, dragă, stai să vorbim. Hai să beau și eu ceva, să prind putere. Auzi, dar tu ești Livia, nu? Cine știe? Va trebui să cercetez mai temeinic, să stau mai adânc ca să afli. Hai, mai toarnă! Auzi, duci la băutură? Nu prea. Pentru că eu fac mult sport și beau doar ocazional. Doamne, ajută atunci! Hai, mai pune! Poate te faci mangă și scap și eu de tine. Ce bine ți stă părul, prințule! Și tu, Amy Winehouse, back to black, te prinde lucrul ăsta întunecat. Ești sexy rău așa. Cătă, dar tu știi cine sunt, nu? Sunt Becky, vrăjitoarea, colega ta. Normal că știu cine ești. Da, ești super cool așa. Ar trebui să te îmbraci mai des în negru? Serios? Să mă îmbrac mai des în negru, zici? Păi... Anarhie! Tu faci pozele, mă? Da, simt că ce poze. Cătă n-a vrut să facă pozele, n-avea chef. Că voia și el săracul să se costumeze și m-a rugat pe mine să fac eu pozele. Te-a rugat pe tine? Da. Oh, ce profil. Ia să-mi pește. Fierbinte, vine-o tu la modănașul tău să te zmătocească. Eliza, mă omor, iubito, mă... Știam eu că nu ești o mâță blândă. Pleci. Cine ești, lebădă grațioasă? Mă termină cu miștourile, sunt eu, Livia. De ce l-ai lăsat pe nebun să facă poze în locul tău? Eu l-am lăsat, așa ți-a zis? Da. Ce mincinos ordinar, mi-a luat aparatul cu jaca că nu vrea să fie prinț. Când ți-a zis? Hei, Livia! Și mie pozele. După ce m-ai recunoscut? După parfum. Asta e un alt talent al meu. Mamă, talentată ești. Da, dar zic cine face pozele. Păi... El îți face pozele. Ce vrei? Trece voi, fete, un pictorial imediat. Pe retina, dacă vrea. Că am pierdut cardul.
Tot ce-am fotografiat până acum nu există! Unde l-ai pierdut, mă? Ia auziți-o, fraților, și pe asta, dacă știam unde l-am pierdut, se chema că l-am pus bine! Nu că l-am pierdut! Băi, voi vă bateți joc de mine pe bune? Deci mie cine îmi face pozele, vreau să știu! Livia, n-ai spus tu că vin cei de la Glossy? Că or să fie aici să-mi facă pozele? Da, bă, vin și ei! Normal că vin, da, ai și tu răbdare! Băi, anarhie! Concentrează-te, dragă! Unde ai fi putut să-l pierzi? Ulu de la capăt! Asta să știți că este pentru ultima oară când vă mai permit să vă mai bateți joc de mine, să vă fie clar! Și Livia, de la tine nu mă așteptam la așa ceva! Măi, nu fi disperată că... Deci nu, că m-am enervat! Eu plec! Măi, Eliza, stai puțin că-ți fac eu pozele cum am promis! Așteaptă-mă, platou, că vin imediat, te rog! Caut cardul și vin imediat! Parcă ziceai că nu ți la băutură, mai păcălit! Mamă, fără mască! Semeni perfect cu desenul animat! Zău, deci ești Oliv pe bune, măi! Știi, mă, eu? Da! Hai, mă, fă mișto de mine că sunt obișnuită! Oricum, soțul meu, Geluțu, face mișto zilnic! Și mă înșală cu toate fufele! Cu Raluca, cu Livia, cu toate fufele! N-ai voie să spui așa! Cu Raluca, cu Livia e cacufonie! Bun semen cu mine, gata, nu mai vei. De ce să nu mai dau? De ce, tati? De ce că altă bucurie n-am? Porcul mă șală, ăsta nu știu cine e. Întâi se dă la mine și după aia mă face desen animat. Cătălin, ai tu grijă de ea. Nu vreau derapaje în direct, eu m-am mai spus, înțelegi? Mai inițial și începe. Are el grijă de tine, da? Lasă asta, dă la mine. Ai grijă, Maria! Mă ocup eu, șef. Nu, eu mă ocup! Coliv rămâne cu pap! Și eu am față de desen animat, nu? Băi, tu veți de băutura ta, că și poți să am eu grijă de ea, da? Băi, da, aveți-mi grijă odată, că mă ia somnul până la urmă! Gata, lasă să te duc eu într-un loc să te odihnești. Doberman! Ce și treci acasă acum? Opa, veni mânta să te ia! Toți vă dați mari bărbați și după aia plecați cu mâțele voastre cu tot. Da, așa, hai undeva să ne odihnim. Aveți invitat? Păi, să vedeți, șeful. Eu am sunat personal toate salurile pe care le cunosc. Băi, nepoțica lui tăticu, înțelegi? Până pui tu ce vrei, trece dracu direct peste noi, înțelegi? Așa că nu-mi pasă, vă dați peste cap și vă faceți invitat. Să cânte, să danseze, să fie celebru, să fie macho man, înțelegi? Să rupe în gura la tânt. Au! Ai, mă, anarhie, ce naiba, stai și te uiți! Ajută-mă! Ok, ce crezi că e acolo? Da! Haide, ajut? Mai, haide, mă! Mai sus! Un copic! Hai, mă, Olivia, n-ajunge! Olivia! Nu eu! Ce nu? Cu anarhie! Ce cu anarhie? Adică stai puțin, eu ce am? Am brâncă sau ce? Bine! Cine era piratul? Jack Sparrow, Lordul celor șapte mări, capitanul lui Black Pearl. Doamne, pe ce lume trăiești, Madame Pompadour? Chris! Cine? Mă scuzați! Să te scuzi? Ce cauți aici? Nu scap de unde de tine! Tu nu vezi că am șansa vieții mele! Vrei să-mi o distrugi? Te gâtui ca pe o curcă, ce e? Să gâtui, mă! Isa, lasă-o în pace! Isa! Raluca, dă-i drumul! Măi, fetelor, lăsați-o dracului de treabă și potoliți-vă odată! Cătălin? Păi, da cine? Dacă tu ești Cătălin, Chris, cine e? Chris e unul care prezintă o emisiune. Viața cu Chris. Hai să dormim un pic, da? Stai, mamă! Isa! Mm.
Miau! Stai departe de mine, mă jur! Doberman, vino, încoace! Doberman! Asta e chiar tare! O mâță care stângă după un câine să vină mai repede! Mama, cât am băut? Ești două! Mama, lampa de cartă! Papa e de Sailor Man! Elisa? Măiculeță! Și eu cu cine m-am fost? Deci tu ești Chris? Unde-i tati? Unde-i tati? Deci tu erai pisica? Tu erai călare pe Chris? Te spun-o, tăticu! Da, chiar te rog! Dar vezi tu, la bal mai este o pisică, Eliza! Bine, tu fiind beată, e logic că vezi dublu. Și e și foarte credibilă. Ciu? Te omor! Ușurel să nu-ți rup ceva! Ajută-mă să mă ridic! Și o să vezi tu ce-ți dau eu ție! O să vezi tu de ce sunt eu în stare! A, nu că știu de ce ești în stare! De nimic! Poftim! Chris, iubitule, așa... Asta și eu? Dar Chris unde era? Prin vreun club cu vreo gagică și în visele tale umede. Ia zi, o să-i placă lui tăticu, ce crezi? No! Nu îndrăznesc să-i spui lui tăticu! Pis. Ia, încearcă-mă! Rise like a phoenix out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution, you were warned. Once I'm transformed. Ce vezi, mă? Faci poze cu telefonul, aparatul unde e? Păi, s-a stricat. Cum se strice? Ce dracu mă știți mai rău ca aia mici? E tot la chestie. Aparatul e pe mâini bune. Imediat, e pomeni bune. Acum, e pomeni bune. Unde-i fina mea? Am scăpat-o. Cum dracu ai scăpat-o? Adică nu, n-am scăpat-o pe jos, șeful. Am scăpat-o din mână și mi-a s-a dus mai... Aoleu, ce-aș vrea să pot să mă omor? Adică să fie legal, găsior, dragi! Aoleu! Ce mai vrei? Tu ești! M-au nebunit ăștia, nu mai pot! Iar m-a pângărit, perversa! Uite, 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 are coadă! Ea e mâța obsedată! Doamne, mi-e așa rușine că nici nu mai suport să mă vadă lumea, domnule! Ascunde-te! Chris, ieși acolo imediat! Al dracului, de la ce tragi pe nas, nu te mai ia strănut-o! Nu că e... E pudră de tac! Pudră? Da, de la ea! Ba nu, de la peruca ei! Da, s-a scuturat un pic mai jos! Au! Măi! Lingerică, unde ți-i tatu? Să vedeți șeful, tata, șeful, când am încercat eu... Când ai un ban în buzunar. Oh, Billy, Billy the King, ești un mare pistolar. Voi fi tu, dar ce folos când ai un ban în buzunar. E Frone! Ăsta e Macho Man-ul care ți l-am cerut eu? Nu e Frone, șeful, e Aurelian Temișan. Ai deghizat în Gigel, Frone, că doar e bal mascat, nu? Vedeți ce minuni face departamentul de machiaj și costume? Pistolar. Ce fii tu, dar ce folos, că n-ai un ban în buzunar. Așa, poate și altceva, Demi! Hai, altceva! Așa, ia uite! Ținurită, mecurită, mentărită, ca un manier. La carche media, ma non lo
Haideți că n-avem toată ziua la dispoziție. V-ați așezat? Ai zis repede și... V-ați așezat? Trebuie să mă ajut să mă combin cu, cu nebuna aia, Livia, înțelegi? Să mor tu! Cu Livia, mă, ce da, mă? Kezi, ce are pe bilet? Aliv! Oliv? Ai întâlnit în prima, bă, te-ai zătat. Ajunge, Livia! Încă un pic, mă! Nu eu! Livia! Nu eu! Livia? Livia! Ce faci? Care o anumită, știi, și după aia îmi dau seama. Ce?